Ce urmează în continuare? Trebuie să vezi, tu ai încercat să înțelegi ce se întâmplă aici? Bac, nimic. Deci, și asta mi s-a avut un exemplu, deci el a pus accentul pe ce știa el că trebuie făcut. El trebuie să muncească, să dea cantitativ rezultate. Nu calitativ, să interpreteze, să înțeleagă, să vină cu o idee, să vină cu o soluție. Și asta, deci eu mă și crucesc, eu nu știu cum, Doamne iartă-mă, reușesc ei să aibă atâtea găleți de bani ca națiune, când ei merg așa de lichidat, vorba lui domnul Florin, analfabeți funcționali. Dar, uite că, na. Așa, și asta, apropo de, de am pus și caricaturile astea, e un glumă. Ce fac doi indivizi dacă sunt, au ieșuat pe insulă pustie? Păi ce să facă? Scoțienii își pun mână de la mână și fiecare își face fabrica lui de whisky așa și după aia își vând whisky-ul unul altuia, da? Ce fac francezii? Păi ce să facă? Fac amor și așteaptă să vină al treilea să înceapă un menaj a troa. Italienii nu mai știu ce făceau. E, ce fac singaporezii? Pe cum ce facem? Ne așezăm cu fundul pe plajă și așteptăm să, să primim instrucțiuni de la guvern. Ce trebuie să facem în continuare? Așa, deci în continuare, iarăși, aceeași idee, deci relații neformale, oarecum quasi orizontale, deci cu mai puțină evidențiere, sau nu chiar așa mare evidențiere a diferențelor calitative între diversele posturi, pe când aici o relație care, într-adevăr, trebuie să arăți respectul cuvenit mult mai mult mai evident. Și o relație mi s-a părut mie mult mai piramidală. De-aia zis, mi s-a părut foarte semnificativ. Practic, e același model care au avut chinezii. Deci nu contează că înainte au fost model imperial, acum e model comunist. Tot același lucru. Deci, conducătorul e în vârf, înconjurat de o clasă de oameni extrem de puternici, care comunică în continuare cu o clasă care trebuie să pună în funcțiune economia și după aia sunt niște high managers, deci niște și oficiali care la firul ei, cum zic ei, the grassroots, trebuie să vină să împingă poporul să facă ce trebuie. Și aici jos e mulțimea mare care aici va fi o șansă. Păi cum de bun ne-am gândit noi? Hai să seamăm. Asta mi-a adus aminte de o glumă care vehicula acolo, acum vreo 5 ani am auzit-o, diferența între chinezi și americani. Că un american se pare a mers în China pe vremea lui Mao Zedong, când era el către sfârșit sau la apogeul Revoluției Culturale, în care tot așa a văzut, era kilometri în șir, săpau ăștia cu șanț, oameni cu sapele, cum știu ce, domnule, dar ce cu toți ăștia sapă? Păi aici marele nostru iluminat conducător a hotărât că va fi, nu știu ce, pentru irigarea. Păi bine, dar de ce nu faceți asta în mod eficient? Să vă aduceți niște excavatoare? Păi nu, dar atunci trebuie, noi trebuie să avem o repartizare eficientă și judicioasă a forțelor de muncă, trebuie să dăm de mâncare la oameni, trebuie fiecare să-și aducă contribuția în mod pozitiv și efervescent la societate. Așa că le-am dat sape. Păi dacă vreți să fiți eficienți de punctul ăsta de vedere, atunci dați-ne lingurițe, a zis americanul. Deci diferența de concepție, unul bazat pe un anumit mod de gândire și altul bazat pe celălalt mod de gândire. Iar este foarte important în Singapore, cel puțin, nu există sindicat. V-ați zis, există unul mare și lat, care e făcut și controlat de guvern. Dar nu există sindicat, să zicem că sindicatul camionacilor, ca în America. Sau sindicatul celor tractoriștilor, sau sindicatul... Nu, sunt ilegale. Și de asemenea, nu e voie să... De ce? Greva este ilegală. Au făcut acum grevă niște chinezi. Acum am trecut, nu știu dacă în 2014 sau 2013. A fost mare tantamă ziar. Vreo 40 de chinezi care lucrau ca șoferi de autobuz au făcut grevă, pentru că tot așa a fost o altercație legată de salariu, de orele de muncă. Și au făcut grevă. I-au luat, i-au închis și după aia au deportat. Deci și au și amendat pe deasupra, din câte am înțeles. Așa. Iarăși la nivel de societate apar niște diferențe care, iarăși, părerea mea personală, datorită numeric. Deci, din punct de vedere numeric, cel puțin istoric, societățile vestice nu au fost așa de numeroase pe cum sunt cel puțin acum sunt. Deci, dacă mergeți în Hong Kong,
Eu am fost oripilat, am fost și acolo am zis, domnule, eu nu aș putea trăi în orașul ăsta deloc. Deci, efectiv, ești umăr la umăr, când iese lumea de la metrou, ești umăr la umăr, un mic pixel acolo, până întâlnirea care tropa o costă de alfa, se urci în scările. Nu știu, în Hong Kong am constatat că foarte multă lume știe engleză. În Singapore, după cum am zis, e lingua franca, deci toată lumea știe. Mă rog, mai puțin ea bătrânii, deci... Dar, în general, în societatea, în majoritate, știu. Iarăși, nu întotdeauna regulile noastre se respectă. Deci, dacă ați văzut cum mănâncă chinezii, din punctul nostru de vedere, e ceva de zile să stai pe să pleci să te arunci pe geam. Deci, mănâncă cu bețele alea. Te urci în taxi, asta mi s-a întâmplat mie, te urci în taxi, merge și deodată râgă băiatul așa, fără nicio jenă și umple taxiul de un parfum exotic. Sau și mai rău, trage o sovietică, dar tot așa parfumată, te lasă mască, te zici că nu știi cum să deschizi. Deci nu au, deci regulile noastre și inclusiv, eu am rămas la bloc, au zis în ziar, bă, uite, în India, la Bombay, sau nu, la Madras, Madras sau Bombay, în fine, unde s-au dus companiile de software, pentru managerii indieni le face curs care sunt regulile, cum să mănânci cu cuțitul, cu furculița, cum să te comporți în mod normal, cum să ce să nu râgâi, să nu faci asta. Deci care la noi sunt prin 7 ani de acasă, la ei nu sunt. Deci este o diferență din acest punct de vedere, e adevărat, deci după cum am zis, societatea se schimbă. Și acum, fiind și foarte occidentalizați, foarte călătoriți pe toată lumea, nu mai este chiar așa. Dar, totuși, sunt încă o diferență clară. Iarăși, din punct de vedere al societății, de obicei, clasa de mijloc este preponderentă, sau cel puțin este în modul, iarăși, au apărut schimbări, mai ales de când au fost, după cum am zis, cu Lehman Brothers și cu celelalte, s-a constatat o aducire a prăpastiei între cei bogați, chiar și în țările, mai ales în America. Dar chiar și în Europa, dar în general încă clasa de mijloc este totuși relativ preponderentă. Pe când acolo nu trebuie neapărat să fie, iarăși nu mă refer la Singapore, cât la Asia general. Deci dacă te gândești India, China, Indonezia, e cu totul altceva. Deci dintr-o dată acolo marea majoritate au un nivel foarte scăzut și educațional și din punct de vedere al income-ului, al venitului. Da, mă scuzați, eu m-am... Așa. Și societatea este, iarăși, nu mă refer la Singapore ca atare. Deci eu am fost în Japonia pentru o conferință. Și am avut nefericirea să calc jos de pe hartă. Deci, efectiv, mi-am dat de la hotelul ăsta în harta și am vrut să mă duc la un parc care era aici în colț. Ei, și în loc să iau pe strada asta, mă duc pe strada asta care se termină. Deci și era pe hartă. Și am luat-o pe partea și nu mai știam unde sunt. Efectiv, deci atunci am făcut contactul cu o societate închisă și, într-adevăr, coreenii, am înțeles că sunt la fel, și japonezii, deci, efectiv, oricum nu știu la engleză. Excuse me, do you speak English? Și plecam mai departe. Și după nu știu câta zeci de iterații, în fine am dat, m-am dus la unul, l-am văzut, era om în vârstă, bine, do you speak English? Yes, me, prisoner of war to the Americans. Slavă Domnului, cel puțin, de ce nu v-au colonizat ăștia să vă Și am explicat-o ei așa, și am ajuns până la urmă, după care. Dar am constatat că, într-adevăr, deci, ești net, noi suntem ai noștri, ăștia sunt străini. Și în Corea am înțeles că este același lucru. Deci am avut colegi care au fost acolo și mi-au zis că, domnule, e cremă și pedeapsă, ca să parafrazăm de Dostoievski. India, la fel. Și mai rău, de asta am zis aici, există și alte constrângeri sociale, pe sistem de caste. Deci în India încă mai sunt. Și chiar și, de exemplu, imensa majoritate, deci cred că 91% din mariaje acolo sunt aranjate. Deci nu că, bă, că m-am îndrăgostit, că nu știu, dragă, nu, uite, sau să duc la astrolog, uite, astrele zic că tu te împaci foarte bine cu curajul. Te sori de mări cu curajul. Și nu se mai discută că hârcă, bă, nu, la ce dragoste, dragă, tu te ocupi de bucătărie, eu sunt ocupă de bani, vă faceți un copil în primul, să fie, când ajungeți la 60 de ani, nu o să mai puteți trăi mult fără tăiat. Deci sunt între... și am văzut iarăși, de ce zic societate închisă. Când am luat poziția în universitate,
E o sărbătoare Dipavali, care seamănă foarte mult, ei zic, sărbătoarea luminii. Dintr-un punct de vedere, mi s-a părut că seamănă mult cu Paștele la noi. Că tot așa aprind lumini, aprind artificii, plimbă lumina aia și ca simbol mi s-a părut foarte similar. Și au făcut, a face în joi un party, toată lumea, everybody welcome. Vino și a zis, fiecare vine cu contribuția lui culinară. E, ce, eu pe atunci nu prea știam foarte bine să gătesc. E, fac și eu o salată. Și am făcut o salată cu brânză, nu știu ce, de salată grecească, hai să zicem. Cu un pic de feta, cu așa, bun, am făcut-o. Erau toți indieni.